Auzi, Igor. Salut. Oaspeți, dragi colegi, sunt onorată astăzi să fiu aici pentru a-mi exprima aleasă prețuire și admirație pentru ilustrul savant, manager prin vocație, om cu literă mare, academicianul Tudor Pupașcu, deținător al Ordinului Republicii și Gloria Muncii, om inerit al Republicii Moldova, laureat al multor primii naționale și internaționale. Pe parcursul a unei jumătăți de secol a fost dedicat și devotat domeniului de cercetare alături de colegii din Institutul de Chimie, unde continuă și până în prezent cu multă abnegație să activeze pe tărâmul chimiei. Dragostea pentru cercetare
și setea nestabilită de cunoaștere îl însuțesc pe tot parcursul activității profesionale, alături de munca asiduă și energia de invidiat, creativitatea, perseverența și pasiunea față de chimie. Optimismul și încrederea în soluționarea diverselor și complicatelor probleme ale vieții impresionează indiscutabil. Academicianul Tudor Lupașcu a adus o mare contribuție cercetărilor în domeniul obținerii absorbanților carbonici. Fidelitatea pentru această ramă a științei chimice este confirmată și prin crearea școlii științifice naționale din domeniul chimiei absorbanților. La temelia frumoaselor dumnealui realizări stă sufletul savantului, corectitudinea și verticalitatea, demnitatea și onestitatea, modestia și cordialitatea, bunăvoința și multe altele. Anume aceste trăsături de caracter ale profesorului Tudor Lupașcu formează esența activității dumnealui, contribuind la obținerea rezultatelor științifice și sporim constant respectul deci, din partea colegilor și a discipolilor săi, fapt dovedit și de prezența dumneavoastră în această sală. Salutăm în sală prezența distinșilor oaspeți, președintele Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu, vicepreședinta Academiei de Științe a Moldovei, doamna Svetlana Cojucaru, academicieni, director de institute, rector, decan, colegi și rude. Cu Academia de Științe a Moldovei ne leagă un drum foarte lung parcurs împreună. Cu deosebit respect, ofer cuvântul președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, academician Ion Tighineanu. Stimate domnule academician Tudor Lupașcu, onorat prezidiu, distins auditoriu, este o zi deosebită, 2 martie, deosebită din mai multe puncte de vedere, dar desigur că noi astăzi ne focusăm asupra aniversării de 70 de ani a distinsului om de știință, colegului nostru, academician Tudor Lupașcu. Și vreau să menționez că considerăm că domnul academician este tânăr și chiar când mi-au spus că îmi primește 70 de ani de venea crede, dar probabil timpul trece foarte repede și mă adresez domnului membru corespondent Ion Gerov, care se ocupă cu probleme legate de simetria inversării timpului. Dacă nu putem inversa timpul, cel puțin să mai oprim, să nu se scurgă atât de repede. Deci, este clar că cu timpul vin succesele și este impresionant faptul că domnul academician a venit după școala medie din sat, satul Florenzeni, Sângerei, a absolvit Universitatea de Stat din Chișinău, a parcurs o cale lungă, dar calea care l-a dus la o înălțime impresionantă, a început la Institutul de Chimie cu funcția de laborant. A susținut o teză, a susținut a doua teză, a devenit director de institut
și a fost director în decursul a 17 ani. Desigur că mulți care vin la Chișinău, tineri, din plămâniți de cunoștință, dorm să învețe cât mai mult, dar domnul academician Tudor Băpașcu și-a demonstrat aceste abilități de a acumula cunoștință și experiențe, poate chiar mai într-o modalitate mult mai pronunțată. Și eu cred că faptul că a venit din Flămânzeni poate a avut un impact. Vreau să vă atrag atenția că domnul academician Tudor Băpașcu s-a impus și prin cercetări fundamentale, și prin cercetări aplicative, și poate anume prin prisma cercetărilor complexe și a reușit multe implementări. Implementări care putem face referință chiar la cazuri concrete și aici putem vorbi și despre valorificarea produselor secundare și dumnealui este un exemplu pentru mulți, mulți cercetători. Putem să vorbim aici și despre Enoxil, iarăși un caz de succes. Și dacă e să vorbim despre domeniile unde se poate de implementat, este vorba și de mediul înconjurător, este vorba și de medicină și eu cred că dumnealui pe merit a câștigat și a fost apreciat de guvern și a fost apreciat și cu cea mai înaltă distincție a statului nostru, Ordinul Republicii, în anul 2019. Sunt impresionante toate cifrele, 23 de proiecte de cercetare. A pregătit 3 doctori habilitați și 8 doctori în știință, conform datelor publicate. Adică eu aș spune că este vorba de o echipă de fotbal al Institutului de Chimie, toți cu titlul de... Înaintaș. A publicat peste 300 articole științifice și 77 brevete de invenție. Cifra 77 este și frumoasă și impresionantă. Domnul academician ne bucură mereu. Ne bucură cu rezultate, ne bucură cu abordări. Interesante și vreau să vă atrag atenția și la acel ceas care a fost inventat, spunem așa, de domnul academician și care se bazează pe 12 elemente chimice. Acel ceas se găsește în multe birouri din cadrul institutelor și eu cred că aici se reflectă și atitudinea domnului Cărceanu Pașcu față de colegi, față de prieteni, pentru că majoritatea dintre cei care colaborează cu Cărceanu Tudor Pașcu au primit în dar acel ceas propus
și realizat de Domnicelul Tudor Pașcu. Are domnul Acădician practic toate distincțiile statului Republica Moldova și majoritatea distincțiilor Academiei Științe a Moldovei. Dar au mai rămas spațiu pentru distincțiile care noi le avem și la ședința prezidiului Academiei de Științe a Moldovei și-am luat decizia ca cu ocazia acestei aniversări frumoase să decorăm cu medalia Meritul Științific. Și de bravo! O să dau citire hotărârii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei. Medalia Meritul Științific se conferă domnului Tudor Pașcu, academician, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, Institutul de Chimie, pentru rezultate remarcabile obținute în cercetare, inovare, managementul științei, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare și cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naștere. Domnule Acădician, vreau să vă atrag aici. Vreau să menționez că dumneavoastră nu întâmplător ați ales ziua de 2 martie. Înțelegeați atunci că 1 martie este deja ocupată și... Dar 2 martie e tot început de primăvară. Domnul Acădician, permiteți...
de rezultatele cercetărilor științifice fundamentale și cele aplicative. Pentru chimiști, o sursă de materie primă pentru cercetare sunt produsele secundare obținute în rezultat al tehnologiei de producere a prelucrării fructelor și a strugurilor ce se obțin în cantități foarte, foarte mari. În acest domeniu, o contribuție esențială o au cu certitudine și cercetările științifice realizate de academicianul Tudor Pașcu. Domnia sa a studiat procesele chimice, fizico-chimice și a stabilit mecanismele de transformare a materiei lemnoase în cărbune activ, un produs de certă valoare în diverse domenii ale economiei naționale și în mod special pentru protecția mediului ambient și a sănătății omului. Rezultatele cercetărilor fundamentale realizate de către academicianul Tudor Pașcu în acest domeniu au permis de a elabora și breveta noi procedee de obținere a unei gambe largi de adsorbanți carbonici din cojile de nuci, sâmburi de fructe, sâmburi de piersici, prune, caise și semințe de struguri. Cu energie incomparabilă și consecutivitate de imediat, academicianul Tudor Pașcu promovează elaborările sale în economia națională. Tehnologia de producere a cărbunelor activ din materie primă locală, elaborată de către domnia sa, a fost implementată la fabrica, la SRL Ecosorbent din orașul Ștefan Vodă, capacitatea de producere a fabricii constituind 110-120 tone pe an. În baza cărbunelor activi a fost elaborată și testată o nouă tehnologie de eliminare. A fost elaborată și deci testată la rezervoarul de apă din orașul Hâncești o nouă tehnologie de eliminare din apele subterane a hidrogenului sulfurat. De asemenea, a fost verificată în practică tehnologia de tratare a apei de profunzime, de ion de fier și mangan de valenț, deci tehnologia propusă de către Institutul de Chimie este eficientă, necostisitoare și poate sta la baza realizării proiectului tehnic de tratare a apei de profunzime din comuna, a fost deci testată în comuna Sculeni, raionul Ungheni. De asemenea, în baza cărbunilor activ a fost elaborată și verificată în practică tehnologia de tratare a apei subterane de la fabrica de panificații din orașul Tiraspol. A fost, în baza acelorași cărbuni activ, a fost elaborat și brevetat un procedeu de tratare a apelor subterane de ion de amoniu și amoniac. Acest proces incluzând tratarea apei cu hipoclorid de calciu, malaxare, sedimentarea carbonatului de calciu și filtrarea ulterioară prin coloana cu cărbune activ. Academicianul Tudor Pașcu a elaborat și un procedeu absolut nou de hidrosolubilizare a taninurilor naturale obținute din semințe de struguri. În urma acestui procedeu se obține un compus chimic care a fost numit, cunoașteți cu toții, produs enoxil, care s-a dovedit a fi netoxic și cu proprietăți antioxidative, antibacteriene și antifungice pronunțate. În baza substanței active inoxil, au fost obținute preparate medicamentoase, produse care au fost produse ulterior la fabrica, la Farmaco, care au fost testate în 4 clinici republicane din municipiul Chișinău. Rezultatele obținute, deci au demonstrat că preparatele, aceste preparate, la baza cărora stă substanța
substanța activă inoxil, manifestă efecte curative de înaltă eficiență în cazul bacteriozelor și micozelor umane, în procesul de regenerare a plăcilor termice, fizice, chimice și altele. În anul 2016, la întreprinderea la Selenectar Bolinger, a fost produs un lot experimental a preparatului inoxil, și care se utilizează în tratarea, deci ca antiseptic a plăcilor externe, tratamentul plăcilor mecanice, tratamentul combustiilor, ulcerilor trofice și altor maladii. De asemenea, în baza substanței biologic active inoxil, a fost obținut și un preparat pentru agricultură, care a fost testat în condiții de câmp pe terenurile experimentale ale Institutului de Cercetări pentru Culturi de Câmp Selecția și al Institutului Național de Agricultură și Vinificație. Acest preparat poate fi utilizat pentru sporirea rezistenței sfeclei de zahăr și viței de vie la putregaiul de rădăcină și putregaiul cerușit și deci, utilizarea acestui preparat sporește roada la hectar și conținută de zahăr în rizor. De asemenea, în baza alte preparate în baza compusului inoxil, deci a fost preparat și testat un mod experimental de creme, unguente și geluri și au fost studiate proprietățile antimicrobiene și antioxidante ale acestor preparate. Deci, o atenție deosebită academicianul Tudor Pașcu atrage și elaborărilor ce țin de obținerea noilor materiale de construcție în baza materiei prime locale. Sub conducerea domniei sale au fost elaborate și implementate noi compoziții pentru tempuirea suprafețelor interioare și exterioare ale clădirilor. Aceste compoziții sunt implementate pe larg atât în Republică, cât și în țările, au fost în țările CSI. Efectul economic obținut de la în urma implementării acestor compoziții numai la un trust de construcții este de circa 2 milioane lei. Deci, rolul muncii creative a profesorului Tudor Pașcu s-au materializat în cele 800 publicații științifice, dintre care 6 monografii, 4 capitole monografii colective, 262 de articole, 77 brevete de invenție și rezumate la conferințe științifice internaționale. Despre importanța cercetărilor științifice realizate de către profesorul Tudor Pașcu și discipulii domniei sale, ne vorbește și faptul că dumnealor au câștigat prin concurs 23 de proiecte de cercetare internaționale în comun cu savanții din România, Rusia, Ucraina, Kazahstan, Armenia, Norvegia, Anglia, Franța, Portugalia și alte țări. Deci, domnul academician Tudor Pașcu, generos și cu dăruire de sine, deci împărtășește cunoștințele și experiența acumulată de către dumnealui generației tinere de chimiști, atât fie studenți ai facultăților de chimie, ai universităților, cât și fie tineri cercetători sau colegi din institut. Dumnealui a numat generații întregi de chimiști, activând ca profesor la Facultate de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova și în calitate de conducător științific a 3 teze, cum a spus și domnul academician, de doctor habilitat și 8 teze de doctor în chimie. Domnul academician Tudor Pașcu deci lucrează insistent și rezultativ, îmbină cu succes
deci activitatea dumnealui științifică cu activitatea managerială. Deci dumnealui totdeauna manifestă capacități de conducător, a manifestat capacități de conducător principal și foarte onest. Timp de 17 ani savantul a fundat deci povara de director al Institutului de Chimie, o povară pe cât de grea, pe atât și de utilă, pentru că domnia sa totdeauna a fost cu mâna pe pulsul sforțărilor pe care le fac colegii în ale științei. Totdeauna încearcă să-i ajute, să-i susțină și de ce nu să-i intre și într-o sănătoasă competiție cu dumnealor. Și muncind zi și noapte, inclusiv și chiar în zilele de odihnă, în vârful nostru al tuturor. Deci, pe parcursul celor 17 ani cât domnia sa a fost la cârma Institutului de Chimie, deci Institutul a prosperat atât în aspect teoretic cât și aplicativ, datorită eforturilor dumnealui, a fost consolidată baza tehnico-materială a Institutului și au fost realizate acțiuni concrete în vederea amenajării Institutului. Începând cu anul 2006, Institutul de Chimie editează revista Chemistry Journal of Moldova, deci aceasta fiind o revistă de circulație internațională, deci și această revistă se editează în limba engleză cu periodicitate de două numere pe an. Și am vrea să spunem că cu un aport foarte mare, deci ca redactor șef este domnul academician Gheorghe Dinca, dar redactor șef, dar redactor este domnul academician Tudor Pașcu. Deci această revistă are, deci este indexată în bazele de date internaționale. Deci aș vrea să menționez de asemenea că rezultatele cercetărilor științifice ale academicianului Pașcu au fost apreciate atât de comunitatea științifică națională, cât și de cea internațională. Deci, dumneavoastră este laureat al Ordinului Republicii, este omenerit al Republicii Moldova, premiul Guvernului Republicii Moldova, cel mai dotat și inventator al anului 2015, Ordinul Gloria Muncii, premiul de stat în domeniul științei tehnicii și producerii și un șir de medalii și ordine care sunt țară cât și a Academiei de Științe a Moldovei. Aici continuă și deci, mult stimate domnule academician, deci în această împrumânați această frumoasă vârstă de 70 de ani, vă exprimăm profunde deci sentimentele de aleasă și înaltă apreciere și vă dorim multă sănătate, deci mult noroc, fericire și mari realizări și forță mare de muncă pentru a contribui și pe viitor la dezvoltarea științei. Domnul Căricean, domnul Căricean Furdui, trebuie să mergem să felicităm noi. Nu. Nu, că doamna director de două ori l-a felicitat, am o trei oară, dar nu-mi dă voie măcar un cuvânt spune. Eu aș vrea să-i ofer cuvântul bunului prieteni, este un scenariu care... Asta e comunism. Pentru a prezenta din activitatea științifică a domnului academician Tudor Pașcu.
asta, da. Asta e normal. Dar la urmă, domnule. Eu vreau, în primul rând, de un moment. Eu vreau din partea echipii proiectului nostru științific, mulți stau aici în sală, să-l felicit pe colegul meu, prietenul meu, colombianul meu, academician Tudor Pașcu, cu această frumoasă aniversare. Să dăi un buchet de flori, să trăiești mult, bine, ai succes. Da, bravo! Să ai succes, bucurii de la familie, de la copii, de la nepoți, iată, copiii sunt aici. Așa că noi chimiștii, chiar vă spun foarte sincer, doamna director a avut perfectă dreptate, că a spus că este un auditoriu de oameni buni, care au venit să vă magieze pe prietenul și colegul nostru, academician Tudor Pașcu. De ce? Pentru că el chiar o merită. La un suflet bun, vin și oameni buni. De aceea, doamna director a vorbit indeterat, așa, destul de științific, a argumentat meritele academicianului. Eu o să lăs cumva partea științifică mai puțin, dar o să încep să prezint un eseu despre prietenul meu și cu unele exemple pe care eu le aduc la lecțiile pe care, la prelegerile pe care le duc, la conferințele pe care, la care particip, despre academicianul Pașcu. În primul rând, sigur că academicianul Pașcu, cum chiar menționez, s-a vorbit aici, el are patru practici, așa, serioase, deși eu vreau să spun că e primul grad, dar, într-adevăr, mai vreau să vorbesc. El e foarte bun manager. În știință, ca să găsești un manager bun, este foarte greu. Este foarte ușor să numești un administrator, un manager, un responsabil de știință și să treacă un timp oricare și să dai seama să știe totul la prăvălit. Pentru că e foarte complicat. Iată, doamna Caricianu Pașcu este un good luck, un noroc a Institutului de Chimie. O personalitate a devenit, preluând conducerea Institutului de Chimie de la Ablov, academicienii Ablov, de la academicienul Gărbăreu, de la academicienul Vlad. S-a învățat 7 ani de zile să administreze, învățându-se acest manageriat, pentru că manager nu te naște. Ai capacități, trebuie să le dezvolți, așa ca și cercetător. Și el lucrul ăsta a reușit. Nu numai a reușit ca să se învețe a conduce. Dar a reușit, în comparație cu mine, că n-am reușit. Dar el a reușit să pregătească o conducere bună a Institutului, care astăzi îi prelungește practica, experiența pe care el, deci, și-a manifestat. Doamne Caicea, timpul trece nimilos. Eu, pe anii urmă, am vrut să lansez, n-am reușit, pentru că am avut aceeași situație când promovam chimie ecologică. Foarte mulți erau împotrivă și după ce deși au recunoscut, am avut dreptate. Am scris 2 volume în colaborare cu 2 colegi, managementul timpului. Unde este stipulat că managementul timpului nu se ocupă de timp ca noțiune abstractă, ci de ceea ce poate realiza managerul folosind mai util și mai bine timpul. Iată, academicianul Pașcu este un exemplu. Este într-adevăr o istorie de succes despre care astăzi s-a vorbit. El a reușit să folosească timpul pentru ca cercetătorii la Institutul Chimie să fie mai mult sau mai puțin într-un confort în domeniul cercetării. Și iată, cei ce am vorbit, cei 7 ani de vice, 70 ani de directorie, împreună 70 ani de directorie cu domnul actual director, a reușit ca să ajungă la rezultate foarte bune. Un institut de chimie a devenit, în ultima perioadă, în general și înainte era, dar în timpul cât l-a condus,
vârsta Caiuceanului Pascu, era și devenise și avea performanțe destul de mari. Sunt sub facultatea de chimie, unde am creat catedra de chimie ecologică, centru de chimie aplicație ecologică. Eu când m-am retras din președinție, m-am dus la Institutul de Chimie pentru că aici fac cercetare serioasă. Și la facultate se face. Dar aici se face cercetare serioasă. Eu mă bucur, drept că prin un noroc, nu trebuie, noi n-am avut soarta domnului academicianul Tudoraș, care a câștigat proiectele din stat deodată, dar n-am avut noroc ca toate 7 proiecte care le-a propus Institutul de Chimie să fie acceptate și să fie păstrat colectivul și să fie păstrate deci, domeniile. În mare măsură să știți că aici este și aportul domnului academician Lupașcu. Eu la studenți, când încep cursul de chimie ecologică, încep cu definiții. Încep, sunt chimie și încep încă o dată să le aduc aminte ce este chimie. Și le spun că chimie este o știință care se ocupă cu reacții chimice, cu compoziția substanțelor, cu proprietățile acestor și structura acestor substanțe. Dar le aduc exemplu a personalităților care au vorbit despre chimie. În primul rând, Lomonosov, sigur, pe care a văzut chimia ca o caracatiță, la piovra, cum se spune în limba italiană, care și-a întins amprentele sale în tot ce face omul, în tot ce creează, deci creează omul. De ce i-a devenit o știință foarte importantă pentru societate? Cum spunea Turghenev, deci este scris a doua maximă, un bun chimist este mai bun de 20 de ori decât un foarte bun poet. Deci spuneam despre aceasta la Birja și el era de acord, pentru că el mare prieten cu Academicianul Pascu. La Voisier, la vie, este un procede și mic. Viața este un proces chimic. Săracul, din păcate, a fost ghilitionat, dar cine l-a ghilitionat a fost tot ghilitionat. Și asta e foarte bun exemplu pentru acei care deci, ofensează cercetarea, care ofensează cercetătorii. Ceea ce faci tu împotriva cercetătorilor, ai să o pățești în zecir. Și lucrurile astea se vede. Timpul arată, istoria arată. Pentru că nu poți să creezi, nu poți să formezi profit, nu poți să formezi bunăstare fără ajutorul cercetătorului. Unul din exemple este prietenul și colegul nostru, Academicianul Pașcu. Și Costin Inițescu a spus foarte frumos despre cei care sunt cercetători și vor să facă cercetare. Fără a fi în cercetare, nu poți să conduci cercetare. Și iată Lupașcu, Academicianu, chimia întruchipează mediul ambient care ne unește. Și să știți, vreau că asta a devenit, deci, în practic, maxima lui de viață. El, prin exemplu, prin cercetare, a unit chimiști, a unit foarte multă, foarte multă lume. Și iată, dând povețe la studenții care, deci, la facultatea de chimie, deganul facultății este prezent aici, le spun că, domnilor, voi trebuiește să iubiți limba. Sunt deci, mandate de studenți al Olimpii în cursurile unicității în prelege. Așa de bine cum a scris despre limba română Alexei Matveievici, n-a scris nimeni, nici Eminescu, nici Pușkin, nimeni n-a scris așa frumos despre limbă. Și le spun lor, limba noastră e o comoară în adâncuri înfundate, un șirac de piatră rară pe moșie revărsată, cât de frumos sună, s-o iubiți. Și știți, al Olimpii se conving despre aceasta și eu mă bucur, măcar o parte din cei pe care m-a învățat. Cine din chimiști a luptat pentru limbă în țara noastră? Ion Vataman, foarte multă lume, vorbește și spune despre asta. Am văzut studenți. Dumitru Batâr și sigur că și academicianul nostru, Tudor Lupașcu. Ion Druț a spus că limba, istoria și pământul, dar pământul este mediul ambient. Sunt trei piloni care țin o națiune. Cine nu se ocupă în țară serios cu mediul ambient? Academicianul Lupașcu. Eu vorbesc despre lucrurile acestea pentru că atunci când
tu la lecții, în discuții, la întâlniri, la întruniri, vorbim despre personalitățile care s-au format în Republica Moldova. Vocea aceasta se răspândește prin fiecare graniță și peste hotar. Asta este foarte important ca noi să-i vorbim, să-i vorbim de bine pe colegii noștri, să ne gândim bine la colegii noștri, să-i susținem și să-i promovăm. Promovându-i pe dânsi pe așa personalități ca lui Pașcu, noi promovăm imaginea țării noastre. Sigur că problema consolidării, nu zic, iată, să mai vorbim despre furnicari, cum bine înțelegi, să scăpi ca să nu se nece, dar Emil Cioran a vorbit foarte frumos. Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbușesc cele mari. Nicolae Dăbija a creat în 2006 Forum Democrat al Românilor din Republica Moldova. Acadeamceanul Tudor Lupașcu a declarat în acel an că Institutul de Chimie în corpore se afiliază la acest forum. Mă telefonează președintele țării. Eu eram atunci președintele Academiei. Și îmi spune, domnul Gheorghe, el așa mă rog, domnul Gheorghe, eu nu înțeleg nimic. Ce se întâmplă asta? Ce faceți voi acolo? Eu, ce s-a întâmplat? Iată, Institutul de Chimie s-a alineat la acest forum. Mă zic, domnul președinte, eu nu știu nimic, dați-mi câteva minute ca eu să mă clarific. Îl sun pe domnul Pașcu și domnul Pașcu spune că, domnul președinte, eu am știut că poate așa se întâmplă, nu ce să fac. Zic, nu văd nimic, stai pe loc. Și am rezolvat noi această problemă, dar asta este Acadeamceanul Pașcu. El este acel exemplu pe care noi îl căutăm de fiecare dată și nu știm cum să-l găsim. El este la suprafață, el se vede. Despre el trebuie să numai de vorbit și atunci eu cred că noi o să atingem foarte multe deci culm la care visăm și sperăm să le avem. Eu am fost o perioadă pisticodar în Statea de Român la Sapienza. În perioada aceea, deci, s-a întâmplat așa că noi cu domnul Pașcu căutam armonia între ecologie și chimie. Era știință ecologie chimică, care studia substanțele, deci, care se emană de către diferite plante și diferite organisme vii. A apărut, noi am, mai jos o să arăt cum am formulat chimie ecologică, era chimie verde a apărut. Chimia mediului, care în principiu, în mare măsură, este o geochimie. Și atunci noi ne gândeam tot timpul cu Tudor Lupașcu. Cum noi trebuie să dezvoltăm aceasta? Ce este această armonie? În ce constă ea? Doar toți, absolut, învinuiesc chimia. Chimia e vinovată în apariția ecologiei. Ea a afectat, eu știu, confortul naturii și a organismelor vii. Era foarte important ca să găsești, pentru că nu poți, nu odată eu spun despre aceasta și împreună cu domnul Acadeamceanul Pașcu, nu poți o substanță nocivă să o transformi într-o altă nenocivă sau să o separi fără să folosești chimie, fără să folosești transformările chimice. S-a întâmplat așa că în 91, eu fiind în Italia, atunci de 88 până în 92, Tudor Pașcu, împreună cu doctorul Valeriu Robot, a hotărât la Institutul de Chimie să creeze laboratorul de chimie ecologică. Și eu vreau să spun că au procedat ca doi gentilmeni. Valeriu Robot a plecat vicedirector la Institutul de Ecologie, iar Tudor Pașcu a rămas șef de laborator. Același lucru am făcut eu peste ani de zile, am venit, am abandonat catedra de chimie fizică, am creat o catedră de chimie ecologică, la Universitatea de Stat, prin aceasta, am arătat un gest foarte gentilminesc față de reforțatul de can Victor Isaac, care dorea să fie șef de catedră de chimie fizică. Cum am formulat noi prima dată cu domnul Pașcu această știință chimie ecologică? Că este o știință despre procesele chimice, fizico-chimice și biochimice, ce determină compoziția chimică și proprietățile chimice ale mediului ambient, adecvat valorii biologice de abitare. În alt sistem atmosferic,
decât asta care este, nu știu dacă organismele noastre vii, astea aerob, ar putea exista. Deci compoziția chimică determină valoarea biologică a mediului. Asta este sensul chimiei ecologice. Deci noi trebuie să studiem, deci aceste procese. Și de acolo vine fie el chimie fizică și eu chimie fizică. Cine totuși este Tudorul Pașcu? Este un fiu de țăranetă stauce din zona Muzei, din Coșcolieni, pământienii noștri. S-a născut într-adevăr la 2 martie 50, în Flămânzeni, Sângerei, Republica Moldova, este cetățean de onoare a Raionului Sângerei. A participat la olimpiadele raionale și republicane la chimie. Eu mă bucur că conducătorul lui la olimpiadele republicane era răposatul tata meu, Grigorie Duca. Noi suntem pământieni. Noi suntem pământieni. Vreau să spun foarte sincer. Am scris acolo, aici, pe ecran. Compatibil, prieteni, colegi, eco și fizico-chimiști amândoi, iubitori de limbă și istorie, patrioți ai chimiei, a institutului, a universității, a academiei și a întregului neam românesc. Domnul a vorbit cât ceva, eu o să repet. 798 de publicații, 6 monografii. Cel mai important ce am vrut să arăt aici, că el a avut 54 de publicații din în reviste cu factor de impact. 69 de brevete. A fost inventatorul anului, savantul anului. Are o marcă comercială. Domnul, o marcă comercială așa de simplu ca soare. Are, deci, propuneri de raționalizare cu ceea ce eu îl felicit. El este foarte activ în procesul editorial. Uitați-vă! Deci, membru colegiului de redacție la Environment Engineering and Management Journal din Iași. La Chemistry Journal of Moldova este vice-redactor șef. Deci, este membru colegiului în revista Media Ambient, International Journal of Conversion Science. O mulțime reviste l-au preferat pe el ca el să fie membru colegiului. Membru colegiului asta nu e o funcție sau onorabilă. Este un lucru care trebuie să ți-l dea redacția pentru ca să faci recenzii. Și dacă nu faci recenzii proaste, redacția foarte ușor pe tine te eliberează din membru de redacție. Cele mai relevante inovații care le-au avut pe parcursul acestor ani, deci academicianul Pașcu, în material de construcție. Și astăzi îmi pare rău, pentru că și mai jos tot ce s-a făcut sau au rămas sau nu s-au dezvoltat numai de atâta, pentru că nu s-a dorit de guvernele care au fost până acum de țara noastră ca să implementeze de ei bani pentru implementarea și pentru dezvoltarea deci economiei și dezvoltarea diferitor deci ramuri de producere. Asta este o problemă foarte mare. Atunci când sute de milioane se dau pentru lupta cu corupția, unde cei mai mari corupționeri știm cine este, cine sunt, de euro, și nu se dau deloc absolut pentru de acum ultimii 10-15 ani, deloc pentru implementarea celor invenții care le-au făcut cercetătorii noștri, este un mare și un mare păcat și Dumnezeu trebuie să-i pedepsească pe cei care lucrurile ăsta nu fac. De ce? Pentru că banii care se dau pentru știință, zeci de milioane despre care se vorbește în ultima vreme și eu avut, și nu sunt implementați acești bani în economie, în cultură, în industrie, numai de ce? Pentru că nu s-au dat bani pentru implementare. Asta este o goală și o problemă, din păcate, nu numai a Republicii Moldova, dar mai ales a tuturor țărilor, deci, fostilor, deci, sovietici. Nu, aici, deci, scris, mai ales cu cărbunii, foarte mult, deci, a studiat și vreau să vă aduc un exemplu. Bunul meu prieten răposat, pe care eu îl iubeam foarte mult, pentru că era un filozof în Academie. Prieten, mare prieten al domnului academician, deci Tudor Furdoi. Când își dădea dare de seama lui Pașcu, apoi spune lui Termin, domnul Pașcu, terminați-o dat cărbunele astea, înțelege, cunoscut și recunoscut. Ocupa
ocupați vă cu niște cercetări fundamentale. La urmă, vedeți, dacă tare vreți, luați diamantul și vedeți și îl studiați, pentru că tot mai mult folos să aveți din aceasta. Luați grafienul, într-adevăr, grafienul a fost 10 ani în urmă, s-a dat premiul Nobel pentru deci, aceste proprietăți foarte mari de transmitere a electricității, a căldurii, a unui strat de atom de carbon și așa mai departe, mai ales. Dacă vorbim de carbon care formează baza vieții. Nu. Tânărul doctor Lupascu n-a acceptat deci, propunerile care se făceau. El a spus că nu, eu mai departe am să mă ocup cu cărbunile și mai ales cărbunile activate și mai ales din resursele locale naturale. Și într-adevăr, iată aici este, se arată cum se obține cărbunile activate. Formează suprafețe foarte mari, un gram de cărbune activat poate 10 de metri cub de gaz se le absoarbă, totul depinde de tehnologia obținerii, ceea că cu aceasta s-a ocupat și mai departe și din aceasta a avut succesuri foarte mari despre care a vorbit deci anterior doamna doamna director. Iată tehnologia despre care s-a vorbit de obținere a cărbunelor, deci activat din diferite simboluri din materia locală. Și foarte important, eu studenților le vorbesc despre importanța cărbunelor activat dintr-un exemplu a unei piese a lui Carl Chapin, fantastice, care el povestea despre cei cum cosmonauții au plecat pe altă planetă, cercetători, de pe Pământ. Au ajuns acolo, acei i-au întâlnit, i-au dus să-i hrănească și le-au dat câte supă. Și fizicianul, sunt supă de domnul președinte Academiei, și pe lucrul ăsta eu l-am spus nu odată, și fizicianul a luat și repede a început să mănânce supă aceasta. Și-a murit. Dar chimistul, care au cea prin anii 30, a scris chestia aceasta după ce a fost descoperit masca antigasă. Dar chimistul scoate o pastilă de-a lui Căricianul Pașcu de cărbune activat, o aruncă în supă și peste 15 minute o mănâncă foarte liber. De ce? Aici este chimie ecologică, spun eu, studenți, să-și vă spun dumneavoastră. Aici e chimie ecologică. Compoziția chimică determină valoarea biologică a mediului sau a acestui produs. Noi folosim sare de bucătărie, dar aici nu radicale. Și pentru noi cianuri radicale, e toxică, dar pentru noi și sare de bucătărie. Este un bun exemplu și ăsta este exemplu. Despre această tehnologie a vorbit doamna director, despre aceasta tot a vorbit doamna director, Tiraspol, potabilizarea apei, deci în sate, în Ștefan Vodă, tratarea apelor de hidrogen sulfurat, tratarea apelor subterane, de amoniac și așa mai departe. A fost foarte pozitive și bune sunt aceste invenții și aceste realizări. Practic, micro-realizări, dar sunt foarte utile. Și cel mai important este inoxidul. Foarte interesantă este situația, cazul. De ce? Doamna Cărceanu a început să ocupe cu inoxidul. Eu m-am întors din Italia și am spus, hai să facem noi, că am văzut acolo în Italia, foarte mult studiază produse secundare vinicole. Domnul președinte Tighineanu a vorbit despre aceasta. Într-adevăr, eu am fost într-o sat Teleze în Napoli, la un prieten de-al meu, Renato Gavașa, și am văzut toamna cum ei calcă cu picioare, concasează, toamna, de drobil. Și eu îi spun, Renato, nu pot înțelege nimic absolut. Cum permiteți lucrul ăsta? Doar este micoză. Și asta tot se răspândește. De răspuns că noi în sat nimeni nu are micoză. Dar de ce? Nu știu, cred că din cauza strugurilor. Când m-am întors înapoi, am povestit domnului Lupascu și domnul Lupascu a început să ocupi cu cercetarea. Sigur că taninilor, ele sunt de... Și nu însuși tanină, dar tanina puțin oxidată a devenit enoxid. Enotanina oxidată. Și deoarece chestia aceasta a fost inventată de către Lupascu, s-a scris enoxil. Enotanina oxidată a lui Lupascu. Și iată așa Lupascu și-a creat
și a creat, deci, preparatul său, un preparat extraordinar, personal, am umblat cu dânsul, la Institutul Oncologic, operații la sân, la femeie, când sunt, și mai ales cei care sunt bolnavi de boală aceasta oncologică, n-au imunitate. Luni întregi așteaptă până să te măduiești, deci, tăitura aceasta sau această operație. Câteva zile cu enoxilul, lucrul se cicatrizează și se repară. A fost un caz. Un tânăr, 70%, a fost ars în soloc. Și era cu patul de moarte la centru, deci, unde a fost cu domnul Pascu. Și domnul Pascu a propus, hai să încercați acest enoxil, un cuient de enoxil. L-au încercat și a scăpat acest timp. Enoxilul a început să folosească în agricultură, pentru creșterea plantelor. Iar reușește. Deci, eu nu vreau să îmi spui acușa Cărnicianu Pașcu că și domnul Rudi Galerone, Bior, tot e bio al Rudi, cu substanță biologică activă. Dar asta este foarte bine. Cei care au creat, așa, preparate, au tot dreptul să le numească și să lese, deci urma, ele sunt alor și eu vreau să-l felicit pe doamna Cărnicianu Pașcu. În agricultură, iată, aici este să folosim. Aici sunt câteva exemple foarte bune de promovare a enoxilului. Și ultima ceea ce am făcut în acolo. Hai să vedem. Cu produse secundare vinicole. Nu avem cât acolo, 60 de milioane, mi se pare că de euro, e cifra de afaceri a... cifra de afaceri... Doamne director, cum se cade de afă. Da, da, da. Nu? Vreau să fie specialist în sala de la producție. Da, mersi. Dar tot eu. Este foarte mult. Undeva un 60 milioane de euro cifră de afaceri numai pentru vinderea alcoolului din Strugul. Noi nu avem, în jurul la 300.000 de tone, aici seara, 300.000 de tone cam recoltă pe an. Cândva vrem 1.000.000 de tone, nu am reușit, cred că cu Uniunea Sovietică. Dacă noi luăm, bine, aici 60 de milioane, numai dacă faci supul și vinul și divinul. Dacă extragi semința și vin semința, mai am 3 milioane jumătate. Dar dacă faci ulei din semință și vinzi uleiul, numai 11%, deci ai încă 9 milioane. Dar dacă extragi din semință enotanină, obții enoxilul, și îl vezi cu prețul foarte ieftin. 30 de lei, mi se pare că costă deci, flacon. Ai 650 de milioane de euro cifra de afaceri. Din 650 de milioane, vreo 300 de milioane poți fi și profit. Deci ăsta este un exemplu pentru toată lumea, din știință și din neștiință, care caută să cumpere pisticotar totul de gata și cheltuie banii noștri. Să investească în cei ce au creat cercetătorii noștri, să investească în savantul și acadicianul Pascu, pentru ca noi să putem să avem și noi să spunem că suntem, deci, bogați, cinstiți. Eu cred că este un foarte bun exemplu ceea ce a făcut domnul Pascu pe parcursul anului. Eu cred că aici 70 de ani pe care el îi sărbătorește sunt ani împliniți și trebuie să bucure toți, familia, copiii, și noi, colegii și pământenii care sunt astăzi prezenți. La mulți ani, domnule Cărnicianu, sănătate, succes mai departe! Domnul Cărnician Duca, dar dacă fizician avea nanoparticule, murea sau nu? Nu știu. Știința m-a demonstrat, dar vreau să vă spun așa o chestiune. Totul ce se face, bine, asta este pentru om. Și bine ar fi ca cei care au puterea de a accepta, să accepte și să-i susțină. Așa că nanoparticulele Acanicianului Tighineanu sunt foarte efective. Vreau să vă spun un lucru. Noi cu dumnealui, cu ani în urmă, pentru că eu eram președinte și el era vicepreședinte, am discutat despre un proces foarte interesant. Nanoparticul de titanul 2 iradiate cu lumină într-un sistem
de poluanți organici, îmblă ca o rachetă. Și tot timpul așa îmblă. Și peste timp oricare, mediul devine... curat. Da, curat. Înseamnă că salvarea era. Da, dar asta am vrut să aflu. Cărbunele activ, el tot are. El tot... Auzi? Cărbunele activ, el tot este legat din nanopori. Care, cu cât sunt mai mici, cu atât suprafețele sunt mai mari și cu atât este mai efectiv. Fiecare are... Da, mulțumim. Dacă să vreți lecții, no, păi da. Eu sunt gata să o fac. Noi urcăm pe urmă. Dar ești tot de oasă, că seamnă că tot. Acum aș vrea să anunț o surpriză pregătită de Biblioteca Științifică Centrală Andrei Lupan, în colaborare cu Institutul de Chimie. Deci, directorul Bibliotecii Științifice Centrale, domnul doctor habilitat, deci Mandalache, a avut bunăvoința să pregătească un volum omagial dedicat academicianului Tudor Lupașcu. Noi îi mulțumim din suflet domnului director al Bibliotecii Științifice Centrale, domnul Manolache. Mi se pare că dumnealui nu este în sală, dar sunt în sală responsabil de ediție domnul Ion Xenofontov și redactorul Ion Vărăturțanu. Vă mulțumim din suflet pentru această deci, frumoasă ediție, care este o ilustrare elocventă a activității științifico-manageriale și științifico-didactice și manageriale a academicianului Tudor Lupașcu. Am să vorbesc câteva cuvinte și eu de mulțumit, dar la sfârșit când o să am cuvântul de mulțumit, deci atunci o să apreciez această lucrare. Stimați colegi, acum luna este liberă pentru fiecare dintre dumneavoastră care vrea să adreseze cuvinte de omagiere domnului academician și domnul Pașcu, domnului academician Teodor Furgui, împreună cu domnul director, doctor habilitat Ion Tăuță. Da, da, mulțumim! Stimați domnule magistrat, domnule profesor, domnule domnule deținător al celor mai mari distinții care este în țara la noi, Ordinul Republicii, multibate partiriu pot al acestui pământ. S-a vorbit mult despre dumneavoastră și, într-adevăr, s-a vorbit adecvat ceea ce ați realizat, dar ați realizat foarte mult și aveți cel mândri, dumneavoastră și Institutul și noi toți. Și vreau să menționez că în această perioadă de înflorire a intelectului și inteligenției în această vârstă, mărturisește că potențialul intelectual al dumneavoastră este încă în dezvoltare. Eu vă cunosc de mult, deoarece dumneavoastră toată viața l-ați consacrat Institutului,
și ați lucrat la funcții determinătoare în știință. Am mărturisit și eu, adică mărturisesc și eu că succesele dumneavoastră sunt deosebite. Ele sunt realizate datorită faptului că v-ați consacrat pe deplin științei. Zi și noapte ați activat în știință, ați fost preocupat cu știința și ați devenit o persoană recunoscută nu numai la noi în țară, dar și peste hotarele ei. Și aici s-a menționat că sub supliment al activității dumneavoastră deosebit este faptul că sunteți un patriot deosebit al acestei țări. Eu, sigur că ceea ce ați realizat este rezultatul activității științifice și capacităților intelectuale. Am menționat că fenomenologia dumneavoastră exterioară vă dă deodată de înțeles că este un savant. Da. Și că statusul fizic corespunde cu intelectul dumneavoastră. Și deoarece sunteți dintr-o același loc cu academicianul Duca, volumul ca acord este ca orice. Da. Mult a vorbit despre dumneavoastră domnul el președinte și a vorbit de adevărul. Dar eu nu pot să nu subliniez că vă cunosc cu dumneavoastră în primul rând faptului că sunteți o persoană care într-adevăr cunoaște cerințele, necesitățile acestei țări. Care e bogăția noastră? Noi nu avem surse minerale, nu avem surse energetice, nu avem zăcăminte. Noi avem materie primă care nu întotdeauna se folosește. Dumneavoastră ați continuat ceea ce este caracteristic pentru Institutul de Chimie, utilizarea rănășițelor din agricultură. Și nu numai ați utilizat, dar s-au elaborat tehnologii originale care au dat posibilitatea ca să creați noi substanțe, materiale care au devenit recunoscute tuturor celor care cât de cât citesc. Și ele nu numai au fost elaborate, dar au fost implementate în diferite ramuri ale gospodăriei naționale. Medicamentus 1, medicamentus X, altoi Y. Sunt pe larg folosite în medicină. Mai departe, este cunoscut foarte bine tehnologia de aceste de tratare a apelor care la noi în țară sunt destul de poluate. Inoxilul a găsit utilizare nu numai în medicină, dar și în agricultură. Asta e
mărturisește despre atitudine și interesele dumneavoastră față de rezolvarea problemelor care stau la noi în țară. Materialele de construcție au găsit o mare răspândire aceste materiale. Eu cred că numai dacă ați fost într-o altă țară, ați fi devenit unul din cei mai bogați oameni în țară. Într-un cuvânt, aveți cu ce vă mândri. Ați făcut totul ce este posibil. Sunteți apreciat de toți și cele mai înalte distincții. V-ați manifestat și în familie. Ați făcut ca soția să devină doctor habilitat, profesor. Da, sigur. Dacă te vreți, eu să apelez la opinia profesorului Zucov, o persoană foarte cunoscută în lumea medicală, care menționa, citind lucrările lui Lucenco, care mărturisea că dacă un buhar în încrucișez, covacă, buharul provine de la o covacă cu grăsime, covacă care dă mult lapte, dar n-are grăsime, de acum vaca cea dă lapte mult și gras. Deci un țăran e fericit atunci când el vede roada muncii sale. Iar un om de știință, un academician, când se aude numele. Și dacă acest nume de Pașcu se aude în viața academică, în viața medicală, în viața farmaceutică,
la saloarele de invenții și așa mai departe. Ce nu-i ajunge domnul academician Lupașcu? Transferul tehnologic. Bani pentru, cum a spus aici academicianul Duca, bani pentru realizarea acestor idei. Și noi, dacă dumneavoastră aveți 77 de invenții și noi am putut până acum să realizăm poate 2-3 până la capăt. Dar noi medicii tot avem multe dacă am rezolvat una. Deci noi le adresăm la domnul președinte de Academie, la toți dumneavoastră, ca să faceți tot posibilul să argumentăm astăzi, când am venit la ministerul nostru respectiv la guvern, temperatura era 36-37,6. De acum să argumentăm noi, secretarilor de stat și miniștrilor, că noi avem nevoie de transfer tehnologic, că avem nevoie de centri de transfer tehnologic în instituții, întâlnirea cu oamenii de afaceri, ca să le lămurim lor, că noi avem idei, dar noi putem implementa. De aceea, domnul Grecian, sănătate și prosperitate, noi vă iubim, vă apreciem și mari, mari urări de bine de la toți farmaciștii Moldovei. Vă mulțumesc! Eu am cerut pe doamna Cancean Bădoi, am cerut de la domnul director și doamna Cancean să fac o replică cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că, chiar dacă dumneavoastră m-ați ofensat acum, eu nici de acum n-am să fiu împotriva acestui domeniu și acestui institut de sănătate tehnologică. Nici fostul președinte Academiei care administra institutul, nici actualul președinte Academiei nu are competența de a lichida vreun institut. Și eu cred că dumneavoastră ați glumit. Nu. Eu nu am pus să explicam. Da, bine, că am vrut. Dar dacă eu nu pot, cum să vreau? Dar eu vreau să vă răspund. Eu peste 2 ani de zile am să am 70 de ani, ca așa că ziceam colegul meu, Tudor Pașcu. Și dumneavoastră, în prezența soției mele, o să dați aceeași replică sau întrebare, despre buhai și despre bani. Și dumneavoastră i-ați dorit, ați vrut ce dorești. Nu, eu am să spun, răspunsul meu o să fie altul. Eu doresc ca pe mulți ani să fiu buhai bun. Asta e bravo! Dorința e binevenită, dar e nerealizabilă. Eu vă rog să nu luați exemplul dumneavoastră. Aceste aprecieri este greu, dar mai exact este imposibil de mai adăugat ceva. Eu nu o să mă stăru să dau ceva la acest spus. În schimb, eu m-am amintit că în Statele Unite, în muzeul lui Edison, este un ceas construit de Edison, care funcționează foarte interesant și explicația acestui ceas a dat-o însuși Edison. Eu vă vorbi câteva cuvinte despre ceasul academicianului Tudor Lupașcu. Omul care a aplicat elementele chimice la măsurarea timpului. Așa s-a întâmplat
că o perioadă îndelungată, în timpul liber și mai puțin liber, am fost preocupat de unele investigații în domeniul simetriei inversării timpului. Acestea nu erau prevăzute în planul de cercetare a laboratorului de chimie cuantică, cataliză și metode fizice a Institutului de Chimie, în care activez. Totuși, am căutat să identific unele aplicații ale simetriei menționate în chimie coordinativă, ceea ce a constituit conținutul a 3 din 10 capitoli din monografia Time Reverse Asymmetry, publicată recent de Editura Springer. În monografie a fost propus, în particular, o metodă de inversare virtuală a timpului confirmată experimental în același laborator al Institutului Chimiei. Nu bănuiam însă că la măsurarea timpului ar putea fi folosite elementele chimice. Iată că această idee originală a fost propusă și chiar realizată în practică de către academicianul Tudor Lupașcu, omageatul nostru de astăzi. La intrarea în formă Institutului Chimiei, oricine poate observa un ceas neobișnuit de părinte. S-a întâmplat așa că domnul academician Tudor Lupașcu, în calitate de inventator emerit, dar și director al Institutului Chimiei, mi-a dăruit și mie un asemenea, cu anume de ocazie, un asemenea ceas pe care l-am alternat acasă cu părinte. Pe cadranul acestui indicator original al timpului, bazat pe 12 elemente chimice, elementul cer, carbon, preferat de către domnul academician Tudor Lupașcu în activitatea sa științifică, cărbunii activați cu toate aplicațiile lor posibile în practică, marchează ora deșteptării dimineața, cum spune și proverbul, cine se spală mai dimineață, mai departe ajunge. Anume, cercetările științifice ale domniei sale în domeniul chimiei ecologice, protecția mediului ambient și cărbunul activat s-au încununat cu titlul de academician, să spună dimineața. Un alt element chimic, oxigenul, marchează ora 12, amiază, când după 4 ore de muncă intensă, cercetătorii institutului au nevoie de o mică pauză de relaxare pentru a respira aer ecologic curat bogat în oxigen. Astfel, fiecare din cele 12 elemente chimice incluse de către inventator în structura ceasului construit are semnificația sa. Din lipsa de timp și voi specifica doar una din ele. Se poate ușor observa că acest ceas posedă o axă de antisimetrie de ordinul 2. Sub acțiunea operatorului de antirotație în jurul acestei axe, elementul fierul trece în elementul aur. Aceasta nu înseamnă altceva decât faptul că grație cercetărilor științifice, riguroase, întreprinse de colaboratorii Institutului de Chimie, în viitor apropiat sau mai îndepărtat, toate obiecte de fier din Institut și chiar din Republica Moldova vor putea fi transformate în aur. Și atunci, Republica Moldova va deveni în sfârșit cel mai bogat stat de pe glob pământesc. Stimate domnule academician, cu ocazia 70 de ani de la naștere, am onoarea să vă urez multă sănătate și noi realizări în activitatea dumneavoastră în țări și din ovară. La mulți ani! Dragi prieteni, am și iertare că am întârziat, dar vreau un coleg,
Borșanu, venind de la liceul Mihai Sadoveanu. Mi-am reținut de ce, pentru că la sfârșit au fost foarte multe solicitări acolo, nici nu știam că celor de la liceul Sadoveanu îmi place foarte mult poezie. Le-am citit câteva poezii, un elev să ridic. Spuneți-mi, vă rog, dar n-aveți nicio poezie despre mama. Am, știți-mi, vă rog, citeți. Dar despre tată, am, citiți-mă. Dar despre limba română, am, citiți-vă. La un moment dat cineva ridică mână, vă rog frumos, mai citiți vreo două poezii, poate scăpăm și de chimie. Era în timpul lecțiilor și... pentru mine, personal, chimie este un obiect miraculos și eu mă mir de poetul nostru, Ion Batamanu, că a fost unul din mari chimiști ai Republicii. Și vreau să vă spun că e unul și din mari noștri poeți. Iată, el a îmbinat poezia și chimie. Acum un an de zile eu am făcut o propunere. Am scris în satul Costiceni, primarul, să facem un festival de poezie Ion Batamanu, în care să vină bucovinenii și basarabenii, să ne întâlnim la Costiceni. Păi, primarul a adunat imediat consiliul și concluzia primarului, dar ce a făcut Ioan Batamanu pentru satul nostru? A făcut șosea, a făcut vreun magazin, ce a făcut el? Și a refuzat. Apoi eu citesc în Enciclopedia Britanică. Ioan Batamanu, poet, chimist, născut în satul Costiceni. Dom'le, nu-i suficient că un mare savant a adus în Marea Britanie numele satului lui, decât dacă ar fi făcut un clozet pentru că n-am văzut în sat și nu au clozet la Casa Republicii. Ce trebuie să facă primarul care al treilea mandat. El așteaptă poeții să vină să le facă, eu știu, clozet. Eu nu știu ce a făcut Tudor Lupașcu pentru Flămânzeni. Chiar nu știu. Dar eu sunt foarte convins că pentru satul nostru, pentru satele noastre, Tudor Pașcu a făcut enorm. Eu am aflat de ce sat că există din biografia lui Tudor Pașcu. Apoi eu vreau să vă dăluați și eu un pic. Eu am fost nu prea de mult la Festivalul Internațional de Poezie din Coreea, după aceea a fost invitat la Festivalul Internațional de Poezie din China. Eu nu știu nici coreean, nici chinez. Dar când mi s-a dat un mare premiu în Coreea, ăștia vorbeau. Codreni. Moldova. Deci faptul că numele satelor noastre răsună nu știu unde, în niște limbi pe care nu le pricepem, oare nu este suficient pentru un savant, pentru un scriitor? Chiar trebuie să facem noi o șosea acolo, ca satele noastre să ne respecte. De aceea și Iisus spunea că ești mare, dar nu savant. Eu nu știu cât de mare este Lupașcu în Sângerei, dar el este pentru limba noastră un mare savant, este un mare alchimist, i-aș spune, un chimist și un mare om. Eu când spun om, scriu ambele litere în acest cuvânt cu majuscul. Deci, ce făceau alchimiștii? De ce l-am comparat pe Lupașcu cu alchimiștii? Pentru că alchimiștii făceau din fier aur, schimbau compoziția celulei. Eu nu știu, datorită acestor căutări au apărut foarte multe descoperiri. Deci, nu știu, cerneala, sticla, rafinarea produselor petroliere, mi-a ducat cu aminte, dar multe din descoperiri poartă numele celor care le-au descoperit. Eu nu știu, că nu avem nicio, nu știu, ceva care ar putea numele lui Lupașu. Este ce? Atunci eu mai propun ceva. Nu știu, eu am citit undeva că dragostea este și ea o reacție chimică. Dar ce-ar fi să numim reacții nu chimice când e vorba de dragoste, dar pe știere, reacția pe știere. Sau de la Teodor ar fi și mai potrivit, teodoriene și așa mai departe. Eu sunt foarte convins că multe dintre descoperirile lui Pașcu vor rămâne și vor purta numele. Eu aș vrea să-i mulțumesc pentru calitățile, iată s-a spus astăzi, de patriot. Nu știu, la noi s-a banalizat această noțiune de patriot, dar în timpul când Voronin era atotputernic,
Lupașcu făcea parte din Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova și era foarte activ. Și atunci când a aflat că urma să fie făcut din membru corespondent, membru titular, primul care a protestat, domnul Doca știe, a fost președintele Voronin. Că el, nu știu unde face parte din asociații anti-stataliste. Și atunci domnul președinte Duca, pe atunci președinte era domnul Voronin Duca, a spus, noi înainte nu ca membru Forului Democrat a Românilor de Republica Moldova la titlul de academician, dar ca mare savant. Și așa va rămâne și în istoria noastră. Vă mulțumesc pentru calitățile voastre de om, pentru calitățile noastre că emanați foarte multă bunătate și bună creștere. Să trăiți la mulți ani și pentru că îți cunoaștem drumul, itinerarul, de unde ai pornit, ce eforturi ai făcut, cum ai ajuns la pe această culme frumoasă. Ne bucurăm pentru că reprezinți aici o pătură de intelectual renăscută din cenușă. Ai pornit dintr-un sat obișnuit din Basarabia, dintr-o familie cu multe greutăți, dar ai reușit să răzbați și să învingi mai multe impedimente pentru a te realiza. Cred că aici s-ar cuveni să spunem un cuvânt de bine despre cei care au fost în preajma dumitale. Mă refer la Valeriu Ropă, la Ion Vadamanu, la distinsul savant Gărbălău, pentru că toți aceștia, și mai sunt probabil și alții, toți aceștia au creat o atmosferă favorabilă afirmării dumitale. Fără ei, nu știu cum ar fi fost posibilă renașterea acestei pături de intelectuali din Basarabia sovietică. Bineînțeles, au fost condiții, te-ai manifestat și în Ucraina, și aici, la Chișinău, și în alte țări, peste tot, ai dat dovadă de perseverență, de talent în a te afirma. Dar cred că fără acei înaintași ai noștri, nu ar fi fost, sau poate că imaginea dumitale era alta. De aceea trebuie să fim mereu recunoscători acelor intelectuali. Uneori efortul lor nici nu se vede. Poate că nici n-au lăsat o operă materializată, concretizată în lucruri palpabile. Dar ceea ce au făcut ei pentru dezvoltarea spiritului, a culturii, aici în Basarabia, a științei, este foarte important. Meritul dumitale este că ai justificat încrederea pe care ți-a acordat-o Valeriu Ropot, Ion Vadamanu, și mai este și meritul că ai știut să susții mișcarea de eliberare națională. Ai fost prezent mereu la toate manifestările, împreună cu familia, noi mergeam împreună cu copiii, pentru că am fost prieteni, cum spune Arcade Suceveanu, din adâncile noastre tinereți. Și mă bucură faptul că ai ajuns la rezultate atât de frumoase. Că te simți un om împlinit în plan profesional și în planul familiei. Și dumneata, și soția, și copiii, și acum nepoții, de acum cresc frumoși în văzul dumitale.
ai ajuns la momentul când trebuie să te bucuri de rezultatele obținute. Îți doresc să ai sănătate multă, să te poți bucura cât mai mulți ani înainte de tot ce ai realizat până în prezent. Și pentru că, așa cum spuneam, ai fost un bun sprijin al neamului, ți-am adus aici un tablou care reprezintă turnul lui Ștefan cel Mare de la Curtea Domnească de la Piatra Neamț. Tabloul este adus de acolo, de la Piatra Neamț. Și este construit acest turn în 1499, deci are vechime. Dar vreau să însoțesc acest tablou de următoarea frază, pe care am citit-o pe postamentul monumentului lui Vasile Lupu din inima Orheiului, Orheiul care acum știți ce este acolo, și scrie acolo așa: cel care își viclenește neamul trebuie să fie certat mai rău decât ucigașul de părinte. Cred că din speța aceasta a celor care viclenesc neamul mai sunt cu părere de rău și primele basarabiei. Eu sper că acesta a broșit că întotdeauna este nevoie de un turn al lui Ștefan cel Mare care să ne vegheze. Să ne vegheze atitudinile noastre, felul cum procedăm și tot ce știm să lăsăm în urma noastră. Și aș mai vrea un lucru. Îți împlinesc aceste daruri din partea noastră, tablou pentru dumneata, Gloria de Lucalina, dar aș vrea să mai spun un lucru. Bineînțeles, te vei bucura de acum încolo și trebuie să ai talent și nu ai te bucura, să-ți fie a creat timp pentru tine, pentru familie, pentru prieteni, dar ți-aș mai dori un lucru. S-a spus aici despre tableta aceea, pastil, tableta de cărbune activat care dezinfectează sau anihilează toxinele dintr-o supă. Eu ți-aș dori să inventezi o asemenea tabletă de cărbune care să anihileze forța nocivă din mintea celor care vreodată vor mai vrea, vor mai dori să viclenească neamul. La mulți ani! Stimate domnule Maghiar, stimate domnule Buzeu, stimați colegi, astăzi reprezint aici Uniunea Invitatorilor și Razătorilor de Moldova. Este una de cele mai mari uniuni personale, complexe, care nu are circa 3.000 de invitatori. Și de partea Președintelui Uniunii Invitatorilor, domnul... Și de partea Președintelui Uniunii Invitatorilor, domnul Nicador Socan și a Consiliului Republican, unde domnul Pașcu este membru de mai mulți ani, vreau să transmit cele mai sincere felicitări cu această frumoasă vârstă de 70 de ani. Doar că vârsta poate că este și onorabilă, puțin tristă, dar făcând o analiză ce să vorbim astăzi, am aflat foarte multe lucruri noi, chiar că nu știam, și domnul Gărcean Duc a spus că patru piloni în activitatea domnului Rufaș au găsit. Eu am găsit mai puțin, dar principalul pilon este stabilitatea lui. O persoană care a lucrat într-un institut 46 de ani, care nu a emigrat în alt partid, cum e acum la modă, a fost fidel din 74 până în prezent Institutului de Chimie. A trecut în această perioadă de ilustri savanți, care înțelepciunea, eu cred că a luat-o de la râs.
Și până acum eu credeam că cel mai mare acord în formarea academicianului profesorului Rupașcu îl are doamnă profesorul Rupașcu. Deoarece eram convins în asta, deoarece știu că numai o soție deșteaptă, făcând o carieră, îi permite soțului să fie totuși primul. Și astăzi am aflat că și domnul Ducă tot a fost alături de dânsul și l-a vegheat. Deci ea, nu mi-am schimbat părerea, dar dintre doi piloni, doi ajutori care a avut domnul Pașco, eu totuși socot că soția este primul. Deci eu vreau să mulțumesc doamnei profesor Pașco pentru că ai avut grijă, pentru că ne-ai păstrat, educat, prezentat un așa savant cum domnul Pașco astăzi. 46 de ani au fost foarte succesivi. Nimeni parte dintre noi nu a început cu de a fi la volan. Deodată am avansat mai repede pe carieră. Numărul a trecut treptat toate căile de a deveni savant. Și acei 17 ani de directorie în perioada anilor 2000, eu socot că a fost o recompensă și un merit pentru lucrul lui. Institutul de Chimie a rămas și cum era, cu o ținută academică puternică. Și astăzi eu sper că conducerea va fi tot așa și înainte. Al doilea pilon care vrea să mă opresc sunt invențiile lui. Domnul Cătunceanu Pașcu are 77 de invenții și poate că sunt în Moldova cu invenții și mai multe. Și sunt care au 100, câte 100. La noi Moldova este un trecere între inventatori, cine va avea mai multe invenții. Și te uiți uneori la inventatori, la lista lor, câte 10, 20 de inventatori la o invenție. M-am dat în lista de invenție a domnului Cătunceanu Pașcu, el este foarte select, foarte corect. În lista lui de inventatori, de autori a invenției, nu sunt persoane întâmplătoare. Aceasta dovedește faptul că invenții sunt create cu drag, din inimă și cu echipa care lucrează. Ar vrea să felicit cu acest caz, deoarece nu toți suntem așa de dârzi. Eu țin minte prima mea invenție în anul 83, fiind la Institutul Măgăraș din Iata, când am avut o idee. Am expus-o. La urmă, eu am nimerit a 12-a, ultimul. Dar în fața mea au apărut directori, vice-directori, șef de laborator și mai departe. Deși având o invenție unde ești 2-3 persoane sau ideal unde ești unul, aceea este o invenție creată într-adevăr de tine propriu și implementată. Deci, din partea Uniunii Oenologilor, vreau ca domnul Cătunceanu Pașcu să-și continue creațiile sale în domeniul creației tehnice. Deoarece Moldova are nevoie de dânsul, iar noi, unica ce vă rog, toți colegii, trebuie să-i dorim sănătate și să-l ajutăm în toate. La mulți ani! Mesajul de felicitare expus de domnul Solcan foarte frumos este în mapă, dar deoarece ne repetăm de atâtea ori cu voi. Deci aia eu nu l-am dat domnului Lăcean să-l citească acasă cu copiii și nepoți. Mulțumesc! Da, da. Mulțumim, domnule profesor. Stimați colegi, deci eu am cunoscut domnul profesor 18 ani. Deci, pe care Baștina. Deci, e foarte scumpă Baștina, de aceea i-am și deci, astăzi avem în sală primarul Comunii Coșcodeni, doamna Libor Bogjilă, și directorul gimnaziului satului Fănăzeni, doamna Lilia Pumpătă. Nu mă găsesc ca un impostor.
matematică Victor Boran. Bine v-am găsit! Salut, Romana, și ascult cu tot respectul și emoții deosebite. Mă adresez dumneavoastră celor mai luminate minți ale plaiului nostru. Am aflat acum și sunt profund impresionat de toate cele care le-am auzit. Au fost comunicări extraordinare și sunt țin o plăcere deosebită cu sufletul inundat de irepetabile sentimente. Vă adresez tuturor celor prezenți. Urări de bine, de sănătate, de pace, de prosperitate. Iar în modul cel mai deosebit și cel mai emotiv, cel mai magnific, adresăm omagiatului de astăzi, ilustrului savant, academicianul Tudor Lupașcu, septuagenarul, și îl felicităm cu multă, multă plăcere, deoarece este băștinașul nostru. Să zicem că ne mândrim că el este de al nostru, ar fi prea puțin spus. Este un om de o verticalitate deosebită. Este într-adevăr, un savant cu renume mondial. Și admirăm la superlativ talentul, munca lui titanică pe altarul științei. Drept dovadă sunt acele premii și distincții pe care dumneavoastră le-ați auzit astăzi de la vorbitorii de mai înainte. Sunt dovadă acelei munci colosale pe care a depus-o dumnealui. Și îi dorim ca și pe viitor să fie un creator de vază al științei de la noi din țară. Domnul academician Pașcu este într-adevăr, după cum s-a menționat aici, un om cu majusculă. Este un patriot deosebit, aproape simbolice, profetice, sunt cuvintele dumnealui spuse la adresa pământenilor noștri. Și anume, că cei de la flămânzeni sunt mai mult flămânzi de carte, de adevăr, de dreptate, de tot ce este frumos pe acest pământ. Este, am putea spune, un adevăr absolut, spuse anume de domnul Tudor Lupașcu. E admirabil faptul că dumnealui găsește timp să fie prezent la multe activități din școala natală. Cu atât mai mult, este un om de o generozitate excepțională. Din mijloacele proprii, el a
acordat premii elevilor care s-au distins la învățătură, acordat suport material pedagogilor pensionari, acordă ajutor la reparația lăcașului sfânt din sat și multe, multe alte activități de binefacere. Domnule Acredician Lupașcu, vă felicităm din toată inima cu acest frumos jubileu, dorindu-vă sănătate durabilă, tare ca diamantul, să fiți mereu printre noi. Cea mai mare dorință este ca să avem mereu, să vă avem în preajmă și să ne trăiți la mulți, mulți ani fericiți. Iar succesele pe care le-ați obținut să fie încununate de acele bucurii care vor surveni de la cei apropiați și dragi sufletului dumneavoastră. Suprema bucurie să vă fie reușită în viață și succesele ființelor dragi sufletului dumneavoastră. La mulți ani! Mereu ați fost pe un exemplu pentru mine și de această dată m-ați convins, evident, cu toți avem emoții, dar dacă emoții, dar spune viața. Deci viața e tot o emoție. Și deci vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte frumoase, spuse de inimă, de sufletul dumneavoastră. Vreau să vă urez de asemenea, la mulți ani, sănătate. Stimate domnule Tudor, ne mândrim cu faptul că, se zice că veșnicia s-a născut în sat. Ne mândrim cu faptul că dumneavoastră veniți dintr-o instituție, pe numele Instituția Publică Gimnaziul Iurie Boiu. Ne mândrim cu faptul că nu ne uitați și din partea direcției gimnaziului, din partea elevilor, din partea cadrelor didactice, vă dorim multă, multă sănătate. Ne mândrim cu faptul că ne sugeți mereu alături. Și din tot ce e mai bun de tine, din tot ce omul și-ar dori, noi vă dorim doar zile bune, dar sănătate, zi cu zi. Să ne trăiți! Onorată asistență, bună ziua la toți! Suntem o mică parte a persoanelor, a oamenilor care reprezentăm baștina domnului omăgear, Tudor Lupașcu. Ce scuze de emoții. Domnule Tudor, vreau să vă zic că sunteți mândria satului Flămânzeni, a comunii Coșcodei, Răconul Sângerei. Cu această ocazie vă dorim multă, multă sănătate, împliniri, realizări. Toată munca dumneavoastră să se încununeze doar de succes. Să știți că noi, băștinașii, întotdeauna vă așteptăm, suntem mândri de persoana dumneavoastră și de toate realizările dumneavoastră. Să ne trăiți într-un mulți, mulți ani fericiți. Îndelungați atunci când se formează un caracter al unui copil. Deci,
Sfântul de Părpăgherii, Sfântul Muzelii, pentru mine, o neagă. Deci, probabil, eu sunt fericit și mulțumit. Sunteți alături de mine, este domnul profesor Mihai Diviziru, profesor de istorie. Și rudă avea, deci domnul Uzica Gheorghe, coleg de clasă, profesor de fizică și matematică. Și domnul Stefan Gârcu, un om de tot de pomenie, de face pentru satul Dumnezeu. Dumnezeu lui coordonează reparația Sfântului Lăcaș, Biserica Sfântului Nicolae din sat, care din păcate de 50 de ani n-a fost reparat și acum urgent trebuie reparat. Dumnezeu lui găsește timp pentru acest lucru. Vă mulțumesc de suflet, Dumnezeu să vă mulțumesc. Și cu bunătatea să-ți plătească pe neașteptate, am
oferă ajutor. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut dumneavoastră în viață, pentru personalitatea dumneavoastră atât de impresionantă, atât de și profundă și omenească, și vă doresc din tot sufletul să continuați activitatea dumneavoastră rodnică, prietenească, cu mare folos pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru tot. Eu sunt convins că postanii o să mai stresc eu la grădină dumneavoastră. Mulțumim, domnul Academician. Cuvânt este oferă directorul Universității de Stat în Terasco, cu sediul la Chișinău și Academicianului, Mitropan Cioban. Doar să o ceamă, domnul Academician Cioban. Mult stimate domnule academician, mult stimați colegi, oaspeți, membrii familiei, este incontestabil contribuția domnului academician la dezvoltarea cercetărilor în domeniul chimiei ecologice, atât la nivel național cât și internațional, dar eu aș vrea să atrag atenție la unii lucruri mai particulare pe care le-am văzut eu fiind angajat la Institutul de Chimie. Și să spunem așa, perioada administrației domnului academician s-a... Deci, a venit într-un moment de grea cumpără pentru Institutul de Chimie, în momentul când tranziția interminabilă aducea cu cine multe sărăcie. Institutul de Academie de Științe erau subfinanțate și iată, în perioada administrației domnului academician Tudorul Pașcu, spre mare bucurie noastră a celor de la Institutul de Chimie a avut loc o metamorfoză. O metamorfoză în care a renăscut, să spunem așa, potențialul de cercetare în Institutul de Chimie. Anume, în această perioadă, când cercetătorii noștri erau nevoiți să trimată probe peste hotare, au început să fie achiziționate diferite utilaje, aparate în cadrul Institutului de Chimie, care și-au pus amprenta și până în prezent contribuie la productivitatea cercetării Institutului de Chimie. Acesta este un moment, deci este vorba de renașterea unui institut care era într-un moment de grea cumpără. Al doilea moment care vreau să-l accentuez este faptul că domnul academician Tudorul Pașcu întotdeauna a investit în tineri, a susținut întotdeauna tineri, atât în cadrul Institutului de Chimie, așa cum s-a văzut și în cadrul localității natale și cred eu că este un om care s-a împărtășit cu binele și, să spunem așa, orizontul larg al sufletului său cu cei care aveau nevoie de susținere la momentul potrivit. Deci, toate acestea sunt, desigur, niște lucruri destul de importante, sunt niște lucruri care am putea să spunem că un om le-a realizat cu inima împăcată și a făcut un lucru care, pentru care se poate mândri. Dar, pentru mine personal, descoperirea, din punct de vedere personalității domnului academician Tudorul Pașcu, a fost și rămâne a fi în continuare faptul că pe lângă savantul notoriu, pe lângă omul cu un suflet larg, domnul academician este un fiu al neamului. Și un fiu al neamului pentru cei care are și curaj. Are curaj atunci când nu îl stac. Cu părere de rău, cu toții ne întrebăm câteodată ce la noi în societate număr lucrurile atât de bine cât ne-am dorit. Și întotdeauna suntem siguri că fiecare dintre noi cunoaște unde este adevărul. Dar nu întotdeauna avem curajul să-l spunem. Domnul academician Tudorul Pașcu m-a impresionat faptul că atunci când mulți au tăcut, el nu a tăcut, s-a expus părerea. Și aceasta este, mi se pare, că una dintre cele mai mari valori ale domnului academician. Domnul academician, vă dorim multă sănătate, mulți ani viguroși, prodigioși și de-a drumul ca bucuriile dumneavoastră să fie alimentate din bunăstarea oamenilor la care țineți, din lucrurile frumoase pe care le faceți și să aveți satisfacția de la rezultatele pe care le obțineți din zi cu zi. La mulți ani! Cădincean, eu ca matematician vreau să adaug câteva cuvinte. Domnul rector este chimist, foarte bine înțelege ce de gămas ați făcut. Noi,
care suntem din alt domeniu, poate nu înțelegem în profunzime ce, dar totuși vedem ce ați făcut. Iată, luăm cărbunile. Ați văzut cât poate el absorbi. Dar asta nu este ceva nou ați făcut. Pentru că am ceva cât studiat, cărbunile se studiază, probabil cărbunile au început, a scris primii oameni pe pereți, prima aplicație, dar antigazul care a fost descoperit 100 de ani și o forțăvare, da? Cam 110 ani în urmă, dar chiar 105 ani. Dar masca antigaz, inovația a continuat, 10 ani în urmă, cum s-a menționat, 2 decenii au putut să jucuiască și dacă pierecia permite streacă atâta să absorb, asta înseamnă că pierecie, el este de punct de vedere matematic un fractal. Sunt fractale, dacă pierdem un fractal, un liniat, este așa că orice forțiune are lungime infinită. Iată, stă părere. Ceva tot fantastic. Noi, matematicienii, cursul de drept, noi nu avem descoperit de el, de așa timp că scoatem patentul. Noi nu putem face patentul, dar chestia ce la noi producția este invizibil, e virtual. Iată, orice formulă poți o scrii, dar să o iei în mână nu poți. Toți învață că avem la școală Pitagoră, toți o pot pronunța un altă, dar s-o scrie, dar nu se poate de fapt. Dumneavoastră faceți lucruri care pot fi luate în mână, pot fi făcute, pot fi făcute și nimeni nu poate spui că iată, omul ăsta n-a făcut nimic. La mulți ani, mulți ani de creație și sănătate. Sunt onorat să vin la dumneavoastră la Jubeleu. Colegii, colegele le-au primit cu un zâmbet. Eu le-am rugat să facă un buchet, să facă unul dintre cele mai frumoase, dintre care ele pot, de fapt, să facă. Buchetul îl expun aici. Primiți-l cu drag. Ei vă sunt recunoscători și pentru faptul că dumneavoastră sunteți un om care sunteți săritor la nevoie. Nu foarte departe sunt evenimentele, când am trecut prin cataclismă, dumneavoastră tot institutul, ați venit, ați pus umăr și ne-ați ajutat ca noi să le depășim la momentul acela. Vă mulțumim, sunteți încă o dată, repet, sunteți foarte apreciat și să ne trăiți să facem. Este ediția a treia Cartea Roșie, cred că unde colectivul Grădinii Botanice a lucrat în un colaborare cu celelalte, cu mai multe institute. Flora Basarabii, foarte mult s-a vorbit că sunteți un fiu al neamului. În primul și al doilea volum, celelalte volume se lucrează. Și totodată, academicianul Coscarencu a zis că sunteți sau un iubitor de vilă. Eu îndemn, deci este un mic plan, înțelegeți, cu colecțiile și expozițiile grădinii botanice, ca multe din florile respective să fie la dumneavoastră, eu mă ofer să facă parte din vila dumneavoastră. Că am început împreună, deci cariera voastră și ceva e, aceasta. Am ascultat cu mare atenție
și cu un deosebit interes, deci povestea de succes a Călinicianului. Și vreau să menționez un lucru, că această poveste s-a început de la abonament. Ceea ce cu părere de rău în ziua de astăzi, deci tinerii, și nu numai tineri, dar deci, s-a vorbit aici că deci, cercetătorii nu pot să-și implementeze deci, rezultatele, dat fiind faptul că guvernatorii deci, nu alocă deci, banii necesari pentru implementare. Și nu este întâmplător, sau pentru mine este foarte clar că dacă un ministru deci, este noapte bine luat, îmi permit să spun un proces din drum și pus în funcție de ministru, nu are deci unde a ști, ca să poată să aprecieze de ce succesul unui salvant, care a început de la, și vreau să și acest lucru să-l menționez, deci laborant, erau, deci salariul laboratorului la 82 de lume. Eu am început exact pe care am avut mai mare noroc, deci care era să început de la laborant superior. La care contabil a trebuit să pună pe cerere, deci semnătura a spus că, dar ce domnul mare, dintr-o dată la superior, laborant superior, eu vorbesc de lucrurile astea pentru că a face o carieră și a făcut poveste atât de frumoasă sau o poveste de succes sau tot, într-adevăr, a început la cele lucruri cele mai elementare. S-a vorbit aici de patriotismul, deci domnului Tudor. Știm foarte bine că după 90, deci patrioți au apărut ca ciuperci din papaie. Însă până în 90, și aici s-a menționat doamna Vișoara, deci Bantuș, în mod special, a vorbit despre lucrul acesta, că totuși la succesul super a stat acei dască, care a fost în liceu Matamanul și cu Valeriu Robot. Deci am avut ocazia ca împreună, deci să stăm de multe ori deci, la discuții, foarte des ieșam în deci, simplă tătălucă, un chemul, deci în teren. Domnul este și, da, de altfel îl cunoaștem ca savant, ca chimist, dar este și un foarte relic și gărcat. Și aceasta încă ne mai leagă pe aceasta, fiindcă domnul Tudor, deci, este și fondatorul societății, unul din fondatorii societății de ecologie din Republica noastră pe aceasta. Și, într-adevăr, este un om care iubește frumosul, iubește fără natură, nu știu că frumosul tot este în natură. Deci, domnul academician, bunul meu prieten, într-adevăr, ai ajuns culmile cele mai înalte, datorită faptului că singur ți-ai dăltuit această deci, poveste frumoasă. Deci eu îți doresc în continuare să te bucuri de succesele tale, să ai parte, deci numai de bucurii la cei apropiați. Și știu că ai că planul este de-a Domnul în sănătate ca să ne realizezi în continuare. Mulțumesc, dragă Stefane. La această frumoasă sărbătoare de medale
ar spune, frumoasă sărbătoare a familiei Tintani. Și încă mai de o frumoasă sărbătoare a tuturor celor care sunt aici, astăzi, în drumul. De dimineață, probabil, s-au fost scuze, au răsunat cuvinte foarte multe și sper că de mult să mai răsune. Ar spune cuvinte foarte frumoase, binevenite, bine meritate, pentru tot ce ați făcut în această perioadă, în domeniile în care ați activat, știu că ați activat în mai multe din ele, pentru ceea ce ați făcut pentru societate și pentru om. Eu, într-un tot, mă alătur de toate cele spuse, împărtășesc cu dumneata bucurie frumoasă, această bucurie prelejuită de acest frumos prag de viață și de creație. Vin și eu cu felicitare, deoarece au fost spuse multe, multă sănătate. Viață lungă, bucurie și frumoase împlinire. Să vă vedeți continuat în nepoți și nepoțele, bucurie în familie și îmbunurat totdeauna deci, de cei pe care îi iubiți. La mulți ani! Institutul de Chimie este unicul
domeniul științei care vând decorat de puterea precedentă și mai ales astăzi când știința este umbrită. Eu am întrebat cu cine știință este decorat domnul Cămâncean. Mai mulți o să nu te numere și să rușe domnul pentru nu știu. Stimați colegi, îmi permiteți să semnez domnului Cămâncean. Directorul Institutului. Domnul Cămâncean, domnul Cămâncean, domnul Cămâncean, domnul Cămâncean, domnul Cămâncean, domnul într-o sâmbătă de toamnă târzie a lui 1972,
dacă țineți minte, domnul Tudor. Mă sună la domnul Jacob și îmi zice, Valentine, vă propun ca duminică să plecăm împreună cu Robert și cu Vatamanul la pădure după Ciuperci, dacă țineți minte. Zice, la ora 9, duminică ne întâlnim la stațiunea Bucceară. Zice și făcut. Vin, văd un bărbat simpatic, un tânăr, el, cu niște sprânceni negri, cu un păr negru, o cușmă bumării cu cap așa așezată de cățeaua, cum se spune în vărțile noastre. Rob, uită la mine și zice, colaboratorul meu, dumneavoastră lui Saplomi Modest, și îmi zice, fie de o Pașcă. Foarte bucuros, ne-am bucurat, sigur că asta a fost prima cunoștință care noi am avut-o. Deci, au trecut ani. În procesul evoluției individuale, prin munca sidului în cercetare, s-a realizat de plin. Ai devenit om gospodar. Ai educat soția, doi copii inteligenți, de acum maturi, Felice Șurcean. Ați devenit bunei cu nepoți frumoși și ar zice, dumneavoastră are o vilă frumoasă la Coșărnița, casă modestă, fântână făcută împreună la obor. Deci, menționez că este un mare patriot, apără interesele națiunii, un bun român, e un bun ziarist la cotidianul literatură și artă. Dacă la mulți semnalul la mobil sună un bugi-bugi, ori acolo niște cei bituri de păsări, la dumnealui este imnul deșteaptă române. Își iubește mult baștina de Țomânzeză, ceea ce au confirmat consătenii. De rândul anilor a fost prezent la începutul anului școlar, și tu anul școlar. Încurajați elevii ani de rândul întâlnirilor, le spune elevilor satul Flămești Flămânzeni, de aceea că sătenii și îngerii copiii sunt flămânzi carte. Deci, ce aș mai zice că aș vrea să închei, deci, vorba mea, cuvintele domnului Marelui Matkovski. Ce să-ți spun eu ție, dragă, dragă profesor de chimie, să ne creezi multă ecologie pentru cumpa noastră plie. Deci, la mulți ani, am fericit cu realizări frumoase și Thank you.
Deci ei vă dau și vouă posibilități să vă ajutați. Și când vedeți că este necesar de a modifica puțin structura, de a introduce un radical care să dea aceste substanțe noi proprietăți, atunci eu cu plăcere o să vă susțin. Asta spune Dumnezeu. Și eu, ascultându-L, deci am avut aceste rezultate, ascultându-L pe Dumnezeu. Pentru că așa s-a obținut, sau enoxilul. Enoxilul nu e mare problemă. Enoxilul, deci, e produs dintr-un compus natural, erotanină, care, oxidându-l, s-a rupt lanțul polimeric. Și, din fericire cu medicii, cu profesorul Ghicaue, cu profesorul Gonciar, cu academicianul Rudic și chimiștii și genetricienii de la Institutul de Genetică, am demonstrat că acest preparat are proprietăți foarte bune antibacterice și antifungice. Deci nu am făcut mare treabă, dar mi-a venit o idee ca să se rupă acest lanț. Așa a fost cărbune activ. Ce înseamnă cărbune activ? Din materie primă locală. Deci asta însăși materiale, adică sâmburi de fructe, corzi de ruși și mai departe, au o porozitate, dar e macroporos. Pentru că acest canal, acest pol, au servit drept sursă de alimentare a fructului. Deci prin el curgea apa cu substanțe nutritive. Noi ce am făcut? Am luat și acest pol, i-am prelucrat prin temperaturi înalte și i-am dispersat. Am avut micropori și mezopori, care au o suprafață de mii de metri pătrați. Așa a fost și cu materialele de construcție. Și s-a luat cu calcar, care este o mulțime de aceste materiale în Republică, și noi am adăugat, pur și simplu, ca să micșorăm timpul de priză, am adăugat o substanță, un polimer de celuloză, care a putut să micșoreze, adică să monitorizeze și să manipuleze acest tip de prinse, care, în funcție de necesități, a putut să obțină niște materiale foarte bune și care a favorizat productivitatea muncii de 50 de ore. Deci a fost o revoluție în materiale de construcție. Deci asta a fost darul meu pentru că l-am ascultat pe Dumnezeu. Eu vă spun că n-ar fi fost posibil aceste rezultate fără colectivul Institutului de Chimie, în mod special fără laboratorul de chimie ecologică
și fără laboratorul de chimie, metode fizico-chimice de cercetare și analize și alte laboratoare cu care am avut colaborări științifice fructuoase. Deci asta, rezultatele mele sunt și rezultatele colectivului Institutului Chimiei, pe care pe această cale le aduc mari mulțumiri.